În monitorul oficial a apărut o hotărâre de guvern prin care se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise, în localitățile în care incidența de COVID-19 depășește 6 la 1000 de locuitori. În actul normativ apar și excepții, printre care și dispariția obligativității măștii de protecție dacă o persoană desfășoară activități individuale, inclusiv mersul de unul singur pe stradă. Acest lucru a fost confirmat și de directorul Direcției de Sănătate Publică Hunedoara, Sebastian Mezei, într-o declarație telefonică făcută în exclusivitate pentru 1 TV Deva. Domnule director, obligativitate din nou a purtatului măștii de protecție în spațiile deschise, ce ne puteți spune despre acest lucru? Da, a fost publicată în monitorul oficial hotărârea prin care în localitățile în care incidența acumulată la 14 zile depășește 6 la 1000, se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise. Aici discutăm de anumite excepții în ceea ce privește persoanele care își desfășoară activități chiar și sportive în mod individual sau împreună cu membrii familiei. Deci faptul că o persoană se plimbă singură pe stradă nu înseamnă că trebuie obligatoriu să poarte mască. De asemenea, membrii unei familii care au același domiciliu nu trebuie să poarte mască dacă sunt împreună pe stradă. În schimb însă, masca devine obligatorie pe stradă dacă ne întâlnim cu alte persoane. Și referitor la plimbatul pe stradă, adică mersul pe stradă singur, dacă ești de dacă exemplu... mergi singur pe stradă, nu trebuie să porți mască. Și dacă ești cu soția sau copilul care au același domiciliu? Același beneficiază de aceeași excepție. Oricum în casă, membrii familiei nu stau cu mască, deci e firesc ca nici afară să nu stea cu mască. Problema se apare în momentul în care, se zice că se întâlnesc mai mulți prieteni și care nu locuiesc în aceeași locuință, atunci ei trebuie să poarte mască. De asemenea, purtatul măștii în spațiile deschise este obligatoriu, ca și până acum, de altfel, în locurile aglomerate. Era vorba și de unele locuri aglomerate. Ce putem înțelege prin locuri aglomerate, exceptând piețe, târguri, cele clasice? Păi piețe, târguri, în mijloacele de transport în comun, în stațiile de autobuz, oriunde, la un orice eveniment, unde au loc aglomerări de populație. Sebastian Mezei, directorul DSP Hunedoara, ne-a mai declarat că obligativitatea purtării măștii de protecție în aer liber, în condițiile enunțate mai sus, dispare de la sine în momentul în care rata de infectare cu COVID-19 scade sub incidența de 6 la 1000 de locuitori în localitatea respectivă. Când ar dispărea această obligativitate? Păi ea se activează începând cu depășirea de 6 la 1000. Dacă cumva în localitatea respectivă scade incidența sub 6 la 1000, nu mai există această obligativitate. Este strict legată de incidența de la nivelul localității. În județul Hunedoara, conform datelor făcute publice de Direcția de Sănătate Publică, sunt 7 localități în care incidența de COVID este mai mare de 6 la 1000 de locuitori, acestea fiind municipiile Deva și Hunedoara și comunele Brănișca, Peștișu Mic, Teliucu Inferior, Vețel și Zam.